Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru vineri 22 ianuarie. Și acum hai să vedem care sunt mesajele pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok. Sunt cam alunecoase cărțile astea. Nu prea stau ele cum aș vrea eu pe masă, dar ne descurcăm. Pe partea de dragoste a ieșit Regele de Bâte. O carte de acțiune, de pasiune. Pentru cei care încă mai stați pe gânduri, nu știți ce să faceți, dacă să o invitați la întâlnire pe domnișoara de care sunteți interesați sau să îl sunați pe băiatul de care vă place, această carte vine cu un mesaj foarte clar: nu mai stați pe gânduri, acționați, este ziua în care trebuie să acționați. Dacă vreți să aveți relația pe care vă doriți, azi e momentul să faceți ceva în această direcție. Atât pentru cei singuri, cât și pentru cei aflați într-o relație de lungă durată. Hai să vedem. Pentru cei singuri, acest rege de bâte poate să reprezinte o persoană foarte carismatică, foarte sexy, poate o persoană care a călătorit foarte mult sau care are studii universitare. Persoană care nu se încadrează neapărat în tiparul clasic al societății noastre. Este un fel de rebel, dar cu o cauză foarte bună în spate, da? Care are niște idealuri înalte, care are niște țeluri foarte bine definite, niște obiective foarte bine definite pentru viața sa și care ține foarte, foarte mult la respectarea legilor. Nu neapărat a legilor umane, pentru că acest rebel s-ar putea din când în când să mai întindă coarda, da? Să vadă până unde poate să o ducă cu rebeliunea asta lui, dar ține foarte mult la respectarea eticii, a moralei, a legilor spirituale, să le spunem. Acest rege de bâte este un lider, foarte clar, are calități foarte mari de lider, chiar dacă nu a ajuns încă în această poziție de conducere, pentru că e posibil să fie vorba de o persoană foarte tânără, dar se îndreaptă în această direcție. Pentru cei care sunteți în relații de lungă durată, mesajul ar fi să încercați astăzi să vă încurajați partenerul sau partenera să își urmeze visele. Nu vă limitați partenerul sau partenera de viață, pentru că dacă impuneți aceste limite, pentru că vouă vă este teamă de ce s-ar putea întâmpla dacă partenerul sau partenera voastră, nu știu, își găsește jobul ideal sau trebuie să se mute în alt oraș sau poate chiar în altă țară, inevitabil în timp toate aceste lucruri o să pună presiune asupra relației voastre. Nu fiți persoana care își limitează partenerul sau partenera de viață, fiți acea persoană care îi ajută să își atingă țelurile, îi ajută să crească, îi motivează să își urmeze visele. Pe partea de sănătate avem Asul de Monede, o carte cu foarte, foarte mult noroc în spate. Dacă sunteți ambițioși și vă țineți de treabă, puteți să obțineți starea de sănătate pe care vă doriți. Puteți să învingeți o boală, să obțineți longevitate. Puteți să realizați orice vreți voi aici pe partea de sănătate, pentru că această monedă norocoasă este de partea voastră. Pentru o parte dintre voi care trebuie să urmați un tratament sau o terapie, acest As de Monede poate să vină cu o veste bună că tratamentul sau terapia voastră costă mai puțin decât v-ați așteptat și nu o să vă dea o gaură în buget. Pentru cei care nu știați cum o să puteți să vă acoperiți costurile unui tratament sau unei terapii, iar și aici Asul de Monede vine cu acest noroc financiar asupra voastră și vă ajută să rezolvați această problemă. Acum e important să vă canalizați toată energia și toate eforturile în a vă atinge țelurile de sănătate. Nu vă faceți griji nici de situația materială,
nu vă faceți griji nici de familie, toate lucrurile o să fie aici aranjate, o să fie în regulă, universul este de partea voastră. Chiar dacă nu știți exact cum o să se rezolve, e important să fiți siguri că o să se rezolve, o să iasă bine la final. Lucrurile se îndreaptă într-o direcție foarte pozitivă pentru voi pe partea de sănătate, mai ales cei care ieri cu energia magicianului ați hotărât pe ce cale trebuie să mergeți de acum înainte. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici cavalerul de săbii. Un cavaler foarte spontan, dar și foarte instabil și cu tendințe de imaturitate, așa că mare, mare atenție aici în carieră, în bani, în afaceri, pentru că se continuă într-o oarecare măsură mesajul de ieri și de alaltă ieri. Acest cavaler de săbii, la fel ca și Marea Preoteasă și ca și Luna, care au ieșit zilele trecute, conține în sine riscul ca anumite informații să vă fie ascunse. Nu credeți ceea ce vă spun oamenii dacă nu pot să vă și demonstreze cu evidențe fizice, concrete, că ceea ce spun este adevărat. Nu vă bazați pe contracte făcute verbal, asigurați-vă că aveți totul înscris. E o zi foarte importantă în care trebuie să vă asigurați că vă acoperiți spatele, cum ar veni, da? Asigurați-vă că aveți totul înscris, chiar și dacă un coleg vă cere să-l ajutați cu ceva, lucru mărunt de făcut, asigurați-vă că vă dă înscris, că vă trimite un e-mail ca să rămână acolo cererea scrisă, să nu puteți să fiți trași la răspundere pe urmă. Aveți mare grijă la colegi de lucru sau parteneri de afaceri care sunt impulsivi, imprevizibili, pentru că s-ar putea să vă creeze foarte mari probleme în această direcție. Lucrurile e posibil ca astăzi să iau o turnură drastică, să se întâmple totul foarte rapid, nici să n-aveți timp să vă dezmeticiți. De aceea e foarte important să fiți foarte atenți, fiți vigilenți, notați-vă totul, asigurați-vă că sunteți acoperiți, că nu faceți greșeli puerile, imature. Cavalerul de săbii vine și cu posibile tensiuni la locul de muncă. Asigurați-vă că nu sunteți voi aceia care caută motiv de ceartă, pentru că o să picați într-o lumină foarte proastă dacă faceți acest lucru astăzi. Chiar dacă observați că anumiți oameni, poate anumiți colegi sau anumiți oameni din jurul vostru fac anumite lucruri care nu sunt corecte, care nu sunt ok, nu mergeți voi să-i confruntați, nu mergeți voi să-i trageți la răspundere, ci mergeți pe canalul corect de escalare în interiorul companiei voastre. Da? Asigurați-vă că respectați toate procesele, toate legile, nu fiți impulsivi astăzi, pentru că s-ar putea să vă coste foarte mult în zilele următoare. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, după cum v-am obișnuit. Până când amestec eu cărțile, vă readuc aminte, pentru cei care n-ați văzut încă etalările pentru luna ianuarie, vă recomand să vă uitați, mai ales la partea de horoscop, pentru că mai aveți încă 8 zile la dispoziție ca să vă pregătiți pentru retrogradarea lui Mercur. Dacă vreți să vă folosiți de acest tranzit în folosul vostru, puteți. Aveți aici în colțul din dreapta sus linkul către video. Dacă nu vreți să vedeți tot video, puteți să găsiți în descrierea lui exact momentul la care începe horoscopul și să vă uitați doar la acea porțiune. Bun, mesajul pentru această zi este următorul. Merit doar binele în viața mea. Mă eliberez de fricile și limitările altor oameni. Am propriile mele gânduri iubitoare. Un mesaj foarte frumos. Nu vă lăsați controlați de fricile altora. E foarte important să aveți o gândire independentă, să analizați lucrurile pentru voi înșivă. Nu vă bazați pe ceea ce vă spune unul și altul, asigurați-vă că vedeți lucrurile cu ochii voștri, pentru că aici e posibil să fiți înșelați, ca realitatea să nu fie exact așa cum o percep oamenii din jurul vostru și e foarte important să vă faceți propriile opinii, propriile judecăți de valoare. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final!
Ne vedem și în videoul de mâine. Pa, pa!